Bine v-am regăsit, oameni, până la un nou episod din Fortnite. Astăzi discutăm despre o metodă extrem de eficientă și foarte, foarte, foarte ușoară pentru a face experiență și level extrem de rapid. În timp ce filmam toată chestia asta, am făcut aproximativ 2 nivele pe Fortnite, deci este extrem de ușor și vreau să împărtășesc cu voi și toată treaba asta nu am descoperit-o eu, a descoperit-o un staff de pe Fortnite România, așa că dacă și tu dorești să intri pe cea mai mare comunitate de Fortnite din România, ai link-ul în descriere, este serverul de Discord, pur și simplu acolo poți să-ți găsești cu echipieri, poți să te participi la custom-uri, să te antrenezi, să pui întrebări, să primești sfaturi și toate chestiile astea. Așa că, oameni buni, înainte să începem, dacă mai dorești astfel de episoade, nu uita să apeși pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Și băi, abia aștept să vă arăt și vouă metoda asta, pentru că nu știu cât mai durează, așa că vreau ca toată lumea să profite de chestia asta. Așa că hai să intrăm în episod. Bun, cei de la Fortnite zilele astea au băgat un boost de experiență efectiv pentru toate chestiile făcute în joc. Adică dacă tu pescuiai, primeai dublu, triplu experiență pentru fiecare pește prins. Dacă tu spărgeai copaci, primeai dublu, triplu experiență pentru fiecare weak point spart sau ceva de genul ăsta. Și la Storm King, dacă tu pur și simplu spărgeai weak point-urile, primeai foarte, foarte multă experiență. Și asta a intrat un prieten și mi-a zis: băi, Sami, am descoperit un glitch, o chestie din asta, unde pur și simplu tu faci foarte, foarte, foarte multă experiență pe Storm King. Și eram gen, poftim? Și m-a băgat cu el în match și mi-a arătat că dacă tu omori un monstru, dacă tu efectiv omori un zombie, primești 169 de experiență per monstru omorât, ceea ce este mult, mult, mult și de fapt este extrem, extrem de mult și vreau să vă încurajez pe tot să mergeți cât mai este timp să faceți chestia asta. Eu, în timp ce am filmat tot, de fapt nici 10 minute nu mi-a luat că am făcut 2 levele și este extrem, extrem de mult. Asta este o oportunitate pe care nu vreau să o ratați și trebuie neapărat să o faceți. Nu este banabil, adică este posibilă toată chestia asta, nu ai cum să primești bani făcând chestia asta, deci nu aveți de ce să vă temeți, să zic așa, pentru că știu că o să fie foarte multe întrebări în care o să mă întrebați: băi, Sami, primim bani dacă facem chestia asta? Nu, nu primiți bani, este efectiv o metodă extrem, extrem, extrem de ușoară și da, cam asta este, băiți, trebuie doar să omoriți cât mai mulți zombi, încercați să țineți cât mai mult Storm King-ul în viață și să omorâți cât mai mulți monștri, cât mai mulți zombi. Pentru că, vedeți, 169 de experiență per mob este extrem, extrem de mult. Așa că, oameni buni, cu acestea fiind spuse, eu închei episodul aici pentru că trebuie să mă duc să vorbesc eu foarte multă experiență, pentru că trebuie să profit de chestia asta. Așa că, poate ne întâlnim în vreun meci, băieți. Eu am fost Sami, ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și să băgați codul ZSAMI în item shop. V-am pupat! Pa, pa!